noi ne bucurăm că am legat două victorii, cea de la Slobozia și cea de aici. Mă bucur că am avut o evoluție bună. Ne-a ajutat foarte mult publicul să ne ridicăm când am fost conduse și mulțumim publicului și tuturor care ne-au susținut astăzi. Plusul nostru a fost apărarea, deoarece ne-am dorit totul în apărare și în atac a fost mai bine. Dacă în apărare merge... Mă bucur din suflet să resimțim gustul victoriei acasă, pentru că ultimele întâlniri despre de teren propriu n-au fost tocmai așa cum ne-am așteptat. Mă bucur că am văzut oameni fericiți. Un pic îngândurat că am văzut și oameni nemulțumiți în momentul care câștigi și destui antrenori prin tribună, însă cu bune curele merge mai departe. Iubesc pe oamenii care vin din pasiune pentru handbal, iubesc pe cei care nu ne-au abandonat nici în momentele grele. Am legat două victorii, cred eu că moralul nostru este unul foarte bun și o să abordăm cu încredere partida de la Brăila. Eu cred că nu am profitat de greșelile lor, mai ales pe faza de apărare, pentru că au făcut multe greșeli în momente cheie și noi nu am știut să profităm, să băgăm atunci mingea în poartă, dar asta trebuie să învățăm și pe viitor să profităm, să nu mai risipim așa ușor mingea. Eu cred că astăzi putea să fie un rezultat pozitiv pentru noi, puteam să plecăm acasă cu cele 3 puncte, dar cum am zis, ne-a lipsit momentele cheie, acolo s-a făcut diferența. Nu pot să fiu mulțumită de rezultat, e firesc. Sau una peste alta, ținând cont de echipa noastră și de ce jucătoare avem noi, eu cred că astăzi am dat o replică bună echipei din Bistrița, unde trebuie să recunoaștem, sunt foarte multe, foarte multe jucătoare de valoare. Eu sunt mulțumită de tot jocul, dacă vreți, repet, cu excepția câtorva faze când nu am avut luciditatea necesară.